Neatenția la volan a făcut o altă victimă în Stălaș. O tânără de 30 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident de circulație, petrecut ieri 15 februarie în localitatea Recea. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, accidentul s-a produs pe drumul comunal 74 în localitatea Recea, județul Stălaș. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul că tânăra conducea autoturismul prin localitatea menționată, iar din cauza neatenției în conducere pe un sector de drum în pantă și într-o curbă la dreapta a pătruns pe sensul opus de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un gard de beton fiind proiectată într-un copac. Accidentul s-a petrecut a doua zi după ce un alt tânăr sălăjan de 21 de ani și-a pierdut viața într-un accident petrecut în raza localității Românaș. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să fie prudenți în trafic și să respecte cu strictețe regulile de circulație rutieră.